Mirte, sigur că... Nu, dar nu știe, nu-i informat bine, adică ciupește. E un papagal că de când o repetă, repetă același lucru. Vorbește de 10, de 12, de 15 mii. Înseamnă că el n-a trecut pe la club. El a fost președintele clubului din Dinamo, dar el n-a trecut pe acolo, că putea să ia de la contabilitate. Ce comisioane s-au dat? Cine a luat acestea comisioane? Bă, băi, suntem aici toți, că tot văd că îl lăsați, dar nimeni nu-i cereți. Bă, vină mă cu dovezi, vină cu urtiși, arată că Luana Rednic a luat 10.000, 12.000, 15.000. Bă, fraților, eu momentul ăsta, de față l-am văzut la televiziune. Dacă el vine cu o hârtie că fiica mea în perioada când am fost eu a luat 10.000, îi dau 100.000 eu. Păi, prune, uite, ai posibilitatea să câștigi niște bani, că și așa multe perioadă i-a câștigat nu pe muncă. 12.000, 120.000 îi dau. 15.000, 150.000 îi dau. Să vină cu dovezi că fiica mea a luat banii ăștia cât a fost la Dinamo, cât am fost eu la Dinamo. Nu mai lăsați, domne, să chiar țara asta, nu putem să vorbim despre oricine și orice și chiar nu suntem apărați. Sau nu se face, nu e o justiție, adică lăsăm toată lumea și eu atunci ieși și vorbesc de cine, de președinte, că nu știu ce face. Fără să vii cu dovezi, îl tot băgați în seamă, nu vedeți că numai prostii spune. E un proces, s-a câștigat. Ce proces? Eu n-am avut în viața mea un proces în care să nu audiez martorii, nici pe ai mei, nici pe aliuri. Să decizi un proces în urma unor articole, că am văzut și are articole, un jucător sub anonimat, nu știu ce a zis. Deci eu chiar nu înțeleg. Sigur că noi am făcut recurs. Și mergem, că am bani, am timp, că chiar n-am ce să fac eu și vă. Deci da, și ne ducem până ai să face dreptate și o să mi se facă. Dacă nu, sunt și cetățean belgean, o să dau în judecată și în Belgia. Tot o să trebuie să facă dreptate. Nu putem să lăsăm, în România vine toată lumea și vorbește și acuză pe unul sau pe altul fără să ai dovezi. Deci, de față acum, e înregistrat asta. Domnule Prunea, vino cu hârtii că ai fost la Dinamo. Ai fost la Dinamo președinte și ai văzut ce e acolo. Și ai hârtii, poți să iei sau cereți voi. Cereți-i voi dovezi să vină cu bă, să vadă cum au luat fata lui Rednic. Păi nu ne puteam că cap, scuzați de expresie, de foame. Păi Rednic a dat bani ca să luăm licența și Rednic e ăla care căpușează. Tu n-ai fost. Nu, eram plicat. N-ai luat. Ce să fac? Că m-am câștigat. Urmează. Sau asta, v-am zis eu că se ia 20.000. N-am auzit nicio chestie de... Nu s-a vorbit. Bombă atomică. Nu s-a vorbit de niciun bani. Parcă niciodată n-ați fost așa nervos. Nu sunt nervos, adică nu pot tot timpul, bă, frate, mi-a apărut imaginea, pentru că nu e normal dacă justiția nu poate să nu o face, pentru că au atâtea, doamna să grăbea să ajungă în vacanță, mi-o fac eu. Păi ce mai vreți mai mult, bă? Vino, bă, Prunea și ia banii. Vino, Prunea și ia banii. Ce să-l faci să-ți vină? Torcică, tu? Tu ești în stare să faci zic ceva. Bă, se găsește. Și vreau să închem subiect, nu mai băgați în seamă, legat de Rednic și Luana, nu mai băgați, Rednic și Luana nu au nevoie de comisioane.